Bună ziua și bine ați venit. La ședința ordinară ce are loc astăzi, data 23.06.2023. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Dăm citire ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Teritoriale privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal Aluate Sândulen pentru ședința adunării generale acționarilor rasice Compania Regională de Apă Bacău S.A. Inițiator primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de actualizare a planului urbanistic general al Comunei Sândulen și a regulamentului local de urbanism aferent acestuia. Inițiator primarul comunei. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcție și a organigramei. Inițiator primarul comunei. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea planului urbanistic general al Comunei Sândulen, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind prezentarea raportului primarului Comunei Sândulen cu privire la situația economico-socială și de mediu a Comunei Sândulen, încheierea exercițiului financiar pentru anul 2022 și modul în care au fost cheltuite fondurile prevăzute în bugetul local, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalelor proprii aflate în patrimoniul Comunei Sândulen pentru anul 2022. Inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind completarea listei de investiții pe anul 2023. Inițiator primarul Comunei. Și punctul numărul 8. Diverse. Cine este pentru? Punctul numărul 1. Stabilirea mandatului. Cine este la mână? De ce vorba de ce s-au analizat pe comisii vis-a-vis de tarifele care se propun de către cei de la ADIS. Prima dată s-au respins ofertele celor care au venit de la Rompes. S-a pus un expert, a luat cu calculele și noi stabilim calculele în funcție de ce a stabilit expertul. Ok. Întrebări? Spune-o la voi. Cine este pentru? De la sută. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de actualizare a PUG-ului Comunei Sândulen și a regulamentului local de urbanism. Peste 2 ani expiră PUG-ul și trebuie să facem demersurile în vederea actualizării PUG-ului. Deci mai sunt 2 ani și vreo 6 luni, legea spune că cu 2 ani înainte de expirare, deci să faci demersurile în vederea la... În vederea? Da, în vederea actualizării. Da, okay. Se fac demersurile. Și asta e, deci, proșurile care se aprobă inițial. Propunerile de extindere a PUG-ului și... Deci, după ce se... Deci, asta de-abia după aceea când se apucă de PUG. De-abia când se apucă. Da. Bun. Întrebări? O să punem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de... La statul de funcții pe următor, pe achiziții, că colega a fost, a colegul și-a dat demisia, și-a avut loc concurs, a luat Dobrea, Nicoleta, iar după aceea, tot în o ședință anterioară, s-a aprobat modificarea statului de funcții sub aspectul că la compartimentul spații verzi s-a înființat un post de lăcătuș mecanic, s-a scos și ala la concurs, deci se completează cu nume, prenume, în loc de vacant, va fi cu nume pe nume. Înțeleg. Da? Supunem la vot. Cine este pentru? Supunem. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului. E în tandem cu punctul numărul 2, deci nu numai că inițierea, dar trebuie și un regulament prin care publicul se ia și se implică în vederea elaborării planului urbanistic general al Comunei. Chiar dacă, cum v-ați uitat, la un moment dat se pot face, este un model special de a interveni și cetățeanul în vederea modificării PUG-ului.
Și se va ține cont de absolut toate elementele pe care le sesizează cetățenii. Ok. Întrebări? Nu punem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 5. Trebuie hotărârea privind prezentarea raportului primarului Comunei Sândulin cu privire la situația financiară. Da, e vorba de raportul primarului care se prezintă anual. Deci, așa cum vi s-a pus pe comisii, e același raport de pe comisii, numai că nu că se aprobă, e nici, deci dacă se prezintă, în lege spune că se prezintă. Dacă vă uitați, deci se prezintă raportul, se prezintă și după aceea când se semnează votarea, se ia act de raportul. Deci cum ar veni că Consiliul Local ia de raportul votului primar. Okay. Și normal a îmbrăcat forma unei hotărâri. Cu toate că până la urmă nu se hotărăște nimic, doar se ia act de. Spune-o la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale. Da, s-a terminat inventarierea și Consiliul Local aprobă inventarierea generală pentru anul 2022. Ea a fost prezentată și în anexe. Ok. Cine este pentru? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind completarea listei de investiții pe anul 2023. La completarea listei de investiții, deci lista de investiții inițială, care s-a aprobat odată cu bugetul, s-a omis, după cum știți anul trecut, s-a aprobat acea hotărâre prin care era vorba de drone și de sisteme de supraveghere. Ei, noi am depus proiectul pe Angel Salini. Deci acum trebuie semnat, dar noi nu-l aveam în lista de investiții. Și normal trebuia completată. Deci nu se finanțează cu absolut nimic. Dar trebuie prinsă lista de investiții ca să poți să iei, să te apuci să faci achiziții. Deci asta e singura chestie care s-a omis. Deci da, adică completarea. Adică de investiții. Spune la vot cine este pentru. Și punctul numărul 8 divers. Cine se înscrie la vot? Da. Nu lăsăm să înscrie la cuvânt. Vă mulțumim pentru participare și de prezență din Sanctisa.